Fostul premier Sorin Grindeanu și actualul șef al autorității în comunicații este verificat de procurori pentru că ar fi favorizat ilegal compania RCSRD. Acuzațiile vin din partea avocatului Florin Ghiulbenghian, care susține că Grindeanu ar fi acordat ilegal frecvențe radio companiei conduse de Zoltan Tesari, fără licitație. Ghiulbenghian mai afirmă că, deși plângerea a fost depusă la DNA acum câteva luni, nu a fost chemat de oamenii lui Chioveși pentru a detalia acuzațiile. Avocatul Florin Ghiulbenghian susține că a primit informația din partea unui general SIA în rezervă. Potrivit acestuia, firma controlată de Sebastian Ghiță, 2K Telecom, ar fi câștigat dreptul de utilizare a unor frecvențe radio. Pentru că procurorii au luat la puricat imperiului Ghiță, 2K Telecom nu ar mai fi folosit aceste frecvențe. În calitatea sa de ministru al telecomunicațiilor la acea vreme, Sorin Grindeanu ar fi acordat frecvențele direct către RCS-RDS, fără o altă licitație. Societatea comercială 2K Telecom a achitat Ancom suma de 6.601.000 de euro pentru licențele de utilizare. Datorită condițiilor din piață și a începerii urmăririi penale împotriva grupului de firme controlate de către numitul Ghiță Sebastian Aurelian, societatea comercială 2K Telecom nu a putut să-și îndeplinească obligațiile contractuale și, în mod normal, Ancom ar fi trebuit să rezilieze contractul de utilizare a frecvențelor. Cu toate acestea, în urma presiunilor exercitate de numitul Stătescu Gabriel asupra lui Grindeanu Sorin, ministru de resort în acea perioadă, Ancom, în baza ordinului ministrului, a decis, în august 2015, să accepte cesionarea licențelor direct de la societatea 2K Telecom SRL către societatea comercială RCSRDSSA, cu plata unei sume importante de bani care reprezintă prejudiciul direct creat Ancom prin nerespectarea contractului inițial. Avocatul susține că nu a fost audiat până acum ca urmare a acestei plângeri, deși a sesizat procurorii acum câteva luni. Problema este un pic mai complicată la Grindeanu, deoarece complice este generalul SRI Stătescu Gabriel. Există martori, mai mulți, care au indicat traficul de influență făcut de la nivelul conducerii SRI și favorizarea uneia dintre jucătorii de pe piață de către cei doi, Grindeanu și Stătescu. Aceasta nu este prima acuzație referitoare la posibile legături dubioase dintre Sorin Grindeanu și compania RCSRDS. Grupul de investigații politice dezvăluia la audierea lui Grindeanu în Parlament că acesta se pregătește să facă un cadou important companiei conduse de Zoltan Tesari. Miza o reprezintă tarifele de interconectare, iar acesta ar fi și motivul pentru care Grindeanu a beneficiat de o susținere asiduă la postul de știri al RCSRDS în timpul mandatului de premier. Revizuirea substanțială a tarifelor de terminare. Asta e o chestiune la care țin foarte mult, pentru că din ce am înțeles, modul în care a fost gestionat în ultimele luni acest subiect nu a fost cel mai fericit. Domnul Grindeanu spune că unul dintre principalele obiective este să reducă tarifele de interconectare, exact ceea ce își doreau cei de la Digi.